Hai să vedem. Hop. Am găsit o mașină. Are și pentru umbră, gata, știu. Super! Stai. Poate mergem în altă secție? Nu, tati, ne oprim aici. Mamă, și prețul! Mâncați ce veți alege. Hai! Eu pe start. Iar tu butonezi doar două ori. Hai. Bine. Aici, mai jos. Așa, te rog să te machiezi. Așa. Super. Și sus. Așa, și cu acest ruj va trebui să mergi la parcul de distracții. Bine. Acum, mami. Am ajuns la un mall și, mami, tu trebuie să duci acest căruț. Ce fel de căruț? Ionuț nu este cu noi. Căruț pentru cumpărături, mami, pentru că va trebui să faceți cumpărături din magazin. Dar fiți atente că aveți aici un pasager. Despre ce vorbiți atâta? Căruț, pasager, eu nu înțeleg absolut nimic. Puneți mâna aici. Unde? Da, aici. Aha. Dar pasagerul unde este? În căruț. Și eu vă conduc. O, mașină! Tati, atunci ghidează-ne, noi suntem cu ochii legați. Mai la dreapta. Așa. Mergem. Mai la dreapta? Prea în dreapta deja. Înainte. Matei, spune pe unde să mergem. Acolo. Acolo unde? Înainte. Iar acum la dreapta. Imediat, da? Da. La dreapta. Aici. Și? Și dați într-o mașină. Mergem înainte, tati? Da, doar că foarte, foarte încet. Ușurie, hai. Intrăm pe ușă sau nu? Încă nu. Acuși. Încă nu? Hai că vă conducem noi. Așa. Înainte? Sau așa. La stânga? Înainte. Dar foarte încet. Avem aici o ușă și mergem foarte, foarte încet. Hai că vă ajut, că aici e un dâmb aici. Eu am crezut că am dat o ușă. Nu, mergem, ușa cu se închide. Se închide ușa? Stop. În care parte, în stânga sau în dreapta? Habar nu am nicio, mami, în stânga. Apropo, suntem în alt oraș și nu cunoaștem acest mall de fel. Este o provocare pentru fete, atât și pentru noi. Este foarte complicat, așa? Nu știu. Ce e asta, tati? Mergem. Tati, de ce n-ai spus că este un escalator? Eu ceva am auzit, dar nu înțelegeam. Fetelor, trebuie să facem aici niște cumpărături. Iar pe partea stânga voastră aveți rafturi pline cu diferite produse. Vă alegeți orice doriți, doar un singur obiect. Aleg eu acum și data viitoare Melissa, ok? Uh-huh. Hai, mergem. De aici din partea asta, da? Da, orice. Ok. Dar ce e aici, tati? Nu știu. Ceva de mâncat? Hai. Nu cred. Nu-i nimic aici. Nu înțeleg, tati, parcă sunt scule. Unde ne-ai adus? Asta e că ceva este aici. Se sătură. Chiar nu-ți dai seama? Nu! Ceva pentru casă? Da. Aha. Ok, stai să aleg ceva. O clipă, aici ceva mai mult este. Dar nu înțeleg. Hai pe asta, că văd că stai așa. Hai. Aha. Melissa, mă ajuți? Unde ești? Da. Nu cadă ceva peste noi. Aceasta? O clipă. Ce e asta? Dar v-am spus, un singur obiect. Unul puneți înapoi. Păi atunci să rămână ăsta care primul l-am luat. Bine, hai. Hai, te ajut eu să nu distrugi ceva pe aici. Acum să căutăm unde este căruțul. Mircea? Căruțul a plecat. A plecat? Da, okay. Acum să-l caut eu. Hai, atunci hai, mergem, mergem așa. Hai. Bravo! Aha! L-am găsit!
este? Ăsta este căruț cu mașinuță? Da, dar nu știam. Mi-am dat seama, dar eu mă uitam unde e Matiei. Unde-i mai aici? Da. Și mergem mai departe. Hai. Încolo. Mergeți după Mircea. Iar acum este rândul Melisei. Pe partea stânga ta, de asemenea, îți alegi orice obiect îți dorești. Doar unul sau mai multe? Regula rămâne neschimbată. Doar unul. Hai. Succes, Melisa. Mulțumesc. Cutii. Cutii? Cutii. Iarăși ceva pentru casă. Așa? Da, e pentru casă. Hai să vedem. Uf, doar pachete. Pachete? Cam îți dai seama ce poate să fie, Melisa? Vreau acesta. Acesta? Tati? Da. Ce-i asta? Nu știu ce-i asta, dar dacă vrea să o leagă, ia-o. Hai. Bine. Unde-i coșul ăsta, Melisa? Un pic înapoi. Un pic înapoi. Asta. Asta ceva este aici. Da. Gata, l-am găsit, Melisa, aici. Unde? Aici. Uite aici coșul. Așa. Și, tati, ne-am descurcat în mall? Dar stați, abia acum începe distracția. Hai să mergem. Da. Iar acum provocare, să mergem cu liftul. Noi? Cu ochii legați? Da, da, hai mici aici. Da. Voi totul faceți cu surprize, totul faceți în suspans. Acum și mami o să mănânci și o să beai cu ochii închiși. Ce? Da, da, da. Nu! Este! Iar acum, provocarea cea mare, să găsiți mașina! În toată parcarea! Voi, de cum? V-am adus foarte aproape de ea. A, deja e bine. Suntem aproape de mașină, da? Da! Da. Hai să vedem. Hop, 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 hop. Am găsit o mașină. Ai. Stai, tati, dar cum este semnul mașinii noastre? Am găsit ce o mașină. Stai că am găsit aici ceva. Ce-i asta? Stai că știu. Volkswagen. Ce este tot e Volkswagen, cred că. Au! Într-una? Au, e fierbinte, abia a venit. Nu e a noastră, sigur nu e a noastră. Are capotă fierbinte. Mai departe. Aici trebuie să fie încă un. Ce mai? Ți-am pus mâna? Un tomberon. Va trebui să ne spălăm pe mâini după asta, tati. Mai departe, următoarea. Asta nu e fierbinte, dar stai să o verificăm. Vai, ce e asta? Ce e aici? Asta trebuie să fie a noastră. Bine, atunci încercați să intrați în ea. Să intrăm? Bine. Păi stai că nu am cheia. Păi dar poate e deschis. Este, stai că ajung la ușă. Mânierul! Ia mă ajut! Da, să vedem? Da, e cam greu. Oh, complicat. Și dacă îți zic că nu e a noastră? Dar cum așa? Poate să fie așa ceva? Păi uite, stai până este lângă tine. Ei! Am glumit, mami. Hai, hai să mergem, hai! Cumpărături la mall. Lasă că vă arătăm noi acuș. Melisa, hai să căutăm. Stai că m-am împiedicat de ceva. Wow! Unde am ajuns noi? Stai, opa! Stai că îmi dau seama. Îmi dau seama cum este. Dar nu. Acuș, abia urmează. Mircea, prietenurile sunt foarte mari. Au, am mai găsit ceva? Wow! Este, stai că e ceva mai bunișor. Wow! Aici e ceva serios. Asta e mare! Stai. Aha! Ok, are și pentru umbră, gata, știu. Super! Stai. Poate mergem în altă secție? Nu, tati, ne oprim aici. Voi ați vrut challenge? Poftim challenge! Poate totuși plecăm în altă secție, Melisa? Nu, mie-mi place acesta. Poate le convingem?
Mamă, și prețul! Da, mi-au făcut-o fetele, Mircea. Cumpărături, challenge, azi, challenge. Iar acum ce să facem cu balansoarul? Să-l vindem. N-a fost nici o idee bună. Dar las că ne gândim ceva. După cum v-am promis, am mers în oraș să mâncăm ceva sau să bem ceva. Un suc sau poate o apă plată. Hai să mergem în interior. Dar unde ne-ați adus, băieți? Asta să ne-o zică cei care ne privesc. Oare au recunoscut locația? Dar noi suntem afară, tati. Mâncăm afară? Mergem înăuntru, vă conducem noi. Stai că ce-i ușa. Stop. Stai că miroase ceva bucate pe aici. Da, Melissa? A hamburger. Într-adevăr este acolo. Dar de data aceasta nu. Mâncați ce veți alege. Hai, Melissa? Melissa, dă mânuța. Da. Uite aici, ai câteva butoane pe unde? Care va trebui să le apeși. Încă nu apăsa. Eu pe start. Da. Iar tu butonezi doar două ori. Hai. Bine. Aici, mai jos. Așa, hai. Hai, Melissa. Așa și... Așa. Ok. Eu achit. Și... Este gol. Am achitat pentru nimic. Ce eles, Melissa? Fantomii? A apăsat 21, dar 21 este gol. Hai încă o dată, Melissa. Ok. Hai, Melissa. Așa, 5, 6. Avem? Este. Ce-i place ei? Achităm. Așteptăm. Numărul 56 a căzut. Hai, Melissa, ridică. Aici? Da. O sticlă. Așa-i. Nu cumva o sticlă de suc? Melissa va trebui să ghicească ce a ales. Hai, Melissa! Scrie repede în comentarii ce am ales eu! Hai, Melissa, mai repede! Sunt și eu curioasă să aflu! E rece? Nu știu! Da, este rece! Hai! Așa... Melissa trebuie să guste și să spună ce bea? Da! Coca... Nu! Ce este? Melissa! Este Fanta! Da, bravo, Melissa! Și e cu portocal, de care îi place ei, mami! Bravo, Melissa! Felicitări! Oare eu voi reuși tot așa ca tine? Hai să vedem ce reușești tu! Eu cred că mami nu o să ghicească. Tu crezi la fel? Tati, va trebui și mie să-mi explici procedura, pentru că eu nu știu! Este simplu că o fac eu, tu doar apeși doar două butoane și gata. Două butoane trebuie să apăsi. Uite cu mâna, mâna. Hai. Dar ce s-a auzit așa de tare? Hai, mami, hai. Ceva bunișor? Foarte bunișor. Stai că nu pot să deschid. Fanta. Tot e apă. Hai, mami. Tot e suc sau apă? Hai să vedem. Și va trebui să gust și să ghicesc ce este aici în interior, conținutul. Da, hai. Ok. Nu este cu bule. Hai, mami, gustă. Apă simplă. E apă plată. Apă plată. Melissa, la tine mai bine a fost cu suc Fanta. Dar oricum e bine. Ați mâncat, v-ați puturit setea, iar acum să mergem în oraș. Dar n-am mâncat nimic. Aceasta a fost alegerea voastră. Fetelor, după cum deja bine ați auzit, da, suntem la un teren de joacă. Așa, și nu cumva vrei să spui să ne dăm pe leagăn? Nu, asta un pic mai târziu, iar acum aveți o altă sarcină. Și ce anume? Da, tati, hai spune mai repede. Va trebui să căutați în geanta voastră ceva ca să vă machiați. Și spor la treabă. Am găsit ghiozdanul. Hai, Melissa, să căutăm. Avem ceva acolo. Ai găsit trusa? Da. Hai să vedem ce găsim în trusa noastră. Un ruj.
Un roș? Ai găsit? Dar se pare că eu tot am ceva. Stai că mai căutăm. Te rog să te machiezi. Așa. Super. Și sus. Așa, și cu acest ruj va trebui să mergi la parcul de distracții. Bine. Acum, mami. Ok, ăsta cu siguranță nu e ruj. Și nu are sensul să mă dau, tate, pentru că am mască pe față. Îl punem la loc. Și mai aveam aici ceva, doar că trebuie să văd care-i... Să vezi sau să simți? Să simt. Stai un pic, asta nu. Stai să văd. E cam complicat. Gata, știu. Stai, dar nu știu cum să o pun înapoi. Asta nu, cu siguranță. Da. Nu o folosim des, dar știm care. Acum cel mai important și cel mai greu, cum să nimeresc buzele. Melissa, ție ți-a reușit? Da, foarte frumos. Abonații ne pot confirma. Pun asta pe masă. Este! Stai mai un pic. Ce? Mai un pic, că nu prea se vede. Atent, puteți să-mi dai jos. Așa. Dar cum să bag? Nu... Hai că te achipuiți. Așa. Și... Ne fardăm. Dar îmi pare că e suficient, nu? Nu. Stai că nu nimeresc. Deja e prea mult. Mai repede. Ba, e bine, mami. Eu deja gata de mult. E bine? E foarte bine, mami. Ok. Super. Și cum ne-am descurcat? Perfect. Un pic aici am dat alături. Da, aude, simțit. Iar acum să mergem la terenul de joacă. Hai. Stai puțin, până am merge la terenul de joacă, vreau ca abonații noștri să ne spună cui mai bine e reușit să se fardeze, mie sau Melisei? Scrieți repede în comentarii să vedem cine e mai bună sau ambele. Iată că cutia noastră s-a transformat într-un balansoar. Și la umbră! Iată că au trecut cele 24 de ore de când voi stați cu măștere pe ochi. Da! Până a le dat jos, vreau să-mi povestiți ce ați simțit toată această perioadă. Nu este deloc ușor. Capul parcă mereu te amețește. Mereu te tentează să dai masca jos. Pentru că ești obișnuit să vezi. Dar cum v-ați simțit? În magazin, în public. Mi-erau rușine. Îmi părea că toți oamenii mă privesc pe mine. Dar Melissa, eu te asigur că așa și era. În schimb, auzul nostru s-a perfecționat considerabil în această perioadă și am devenit mult mai atentă la sunete. Iar acum am pentru voi o întrebare. Vreți să vă dați măștile jos? Tot de sigur! Atunci la 1, 2, 3! Este! Să știi că m-am obișnuit deja cu negru, cu întuneric. Și acum parcă e lumină extrem de mare. E prea luminos, într-adevăr. Măștile au fost lipite bine de față și, într-adevăr, nu am văzut nimic. Era totul întunecat, negru. Dar, tati, vreau să văd și cumpărăturile pe care le-am făcut noi. Bună, deja văd că o probăm, o cunoaștem. Și apropo, să știi că e foarte faină culoarea aceasta și plăcută, dar și confortabil. Iar acum să vedeți ce v-ați ales din magazin, câte un singur obiect de fiecare, da? Pe aceasta a ales-o mami. Wow! Stai, este un scaun. Un scaun șezlong? Dar eu nu înțelegeam ce poate fi asta. Eu credeam că este o masă pentru camping. Și cum se desface? Hai să vedem deja. Wow! Dar e super fain! Uite ce culoare are! Vai, un scaunel foarte drăguț! Și
Melisa are să plăcească. Wow! Melisa, ce este acesta? Un ponei de făcut baloane. Wow! Și e culoare roz, foarte frumos. Ai avut o alegere perfectă, Melisa. Aveți grijă de vederea voastră. Bucurați-vă ce vedeți voi în jur. Aveți grijă de semenii voștri și nu-i neglijați pe oamenii fără vedere. Iar noi vrem să ne revedem cu voi cât mai degrabă. Pa, pa!